În fiecare an, pe 6 ianuarie, este sărbătorit botezul Domnului în apele Iordanului. Evenimentul este marcat prin slujbe speciale organizate în toate bisericile ortodoxe. Ce importanță are evenimentul, ne spune părintele Mihai Mărgineanu de la parohia Toma Cosma. La Iordan a venit și Mântuitorul Iisus Hristos. Evident, știm, chiar El însuși a pus această întrebare retorică. Cine m-ar putea învinui pe mine de vreun păcat? Ori era fără de păcat. El acolo la Iordan, e clar că n-ar fi avut ce mărturisi. Exact. Și atunci el pentru ce a venit la Iordan? El a venit asumându-și păcatele umanității. De asta, iată pe crucea noastră, cu care, pe care o folosim în binecuvântarea din cadrul cultului creștin-ortodox, pe de o parte este sculptată răstignirea Domnului, de cealaltă parte este sculptată, este reprezentată botezul Domnului. Tot părintele Mihai Mărgineanu ne spune și cum se ia aghiazma mare. Aghiazma aceasta, pe care creștinii, începând de la bobotează pe parcursul celor 8 zile de serbare, de după bobotează, o servesc dimineața pe nemâncate, după rostirea rugăciunilor, ea chiar se servește înainte de a se lua din anafură. Această aghiazmă e purtătoare de har, de binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru acest motiv, preoții merg în casele creștinilor și eu mă bucur adeseori că unii creștini chiar îmi spun: părinte, dați și prin camera asta la altă, da, pentru că vreau eu să fie casa mea curată. Da, e aici un mod de a ne purifica sufletește, dar de a purifica și locurile. În Biserica Ortodoxă, următoarea sărbătoare va avea loc pe data de 7 ianuarie, atunci când este pomenit Sfântul Proroc Ioan Botezătorul.